soroții de toate felurile. Hai silicoane. Îți place să gânzi? Să cuvinteză. La acea târnă. Bine v-am regăsit la un nou vlog super, super, mega tare. Astăzi o să fiu șofer de Uber pentru 24 de ore. Ce o să facem noi astăzi? De fapt o să fie chiar un fake Uber, pentru că nu o să iubesc cu mine mașina, o să iau doar fete. Vreau să le mulțumesc din suflet celor de la Rent-A-Car LA pentru această bijuterie de mașină care este extrem de frumoasă și pentru o sumă modică de bani o puteți avea pentru 24 de ore, așa cum o să am și eu astăzi. Give me a minute. I told you I was chatting different kinds. Este un Audi R8 cu motor de V10, are undeva la 600 și ceva de căluți. Nu uitați să rupeți butonașul de like dacă vreți episodul 2, pentru că vreau să fac o serie cu fake Uber. Haideți să dăm drumul la treabă. Ok guys, în momentul de față am ajuns la prima locație. Faza nasoală e că pe aplicația de la Uber scrie că vin într-un Logan alb. Nici măcar galben și mașina e galbenă și sport. Chiar sunt curios cum va reacționa și dacă va vrea să urce cu mine în mașină. Hai să o așteptăm să vedem ce reacție o să aibă. Bună, Antonio. Bună. Am zis că vreau să... Și cunoștință la Uber. Păi, dar nu așa faci? Ei. Unde mergem? Mergem la AFI, parcă mi-ai scris aici, da? Da. La AFI. Mamă, nu să mă reacționa, dar departe ai mai pus. Câți ani ai? Eu? De ce contează câți ani am? Da, contează câți ani ai. De ce contează câți ani am? Am experiență, să știi. Ai experiență? N-am făcut niciun accident până acum. Câți ani de când ai foarte mult timp. Foarte cât mult timp. Foarte mult timp. Foarte, foarte mult timp am foarte multă experiență. Pe unde o luăm? Pe aici? Sau pe aici? Dreapta, da? Clar dreapta. Dar tu n-ar trebui să ai aplicație traseul? Ba da, dar acum eram pe Instagram un pic, știi? Îmi place să stau pe Instagram în timp ce conduc. Te deranjează dacă capotezi mașina, nu? Că, nu știu, mi se pare că s-a făcut un pic cam frig, nu? Da, și... Se capotează mașina? De ce reacționezi așa? Mamă, s-a făcut întuneric să moară Jackson. Dacă te grăbești să-mi zici că cred că ne putem grăbi cu mașina asta. Sincer, să fiu, prefer să mergem safe și încetișor. Ok. Mamă, dar e căldrău de toată mașina asta. Dar chiar vreau să te întreb dacă faci intenționat căldura asta. Nu să fac intenționat, doamne ferește. Sau tu așa stai, cum că și tu ai geacă pe tine. Dar camera aceasta este pornită. Ha? Ce? Da, e pornită, dar gen ea mă filmează uneori. Am o cameră și pe exterior, știi ce zic? Mașina? Da, pentru mașină, pentru siguranță, că mașina asta costă foarte, foarte mulți bani, știi? Da, tu câți ani ai spus că ai? Păi nu cred că ți-am spus. Câți ani ai? 22, 23? Ah, drăguț. Ai mai mult? Am mai mult, da. 24? 26. 26 de ani? Și tu cu ce te ocupi, ce faci? Eu fac mai multe chestii în momentul de față. Ce chestii? Sunt în prezent la școala de asistență medicală generalistă. Termin, sunt anul 3. Dar fac și mai multe chestii din astea. Ce chestii faci? Fac proiecte foto-video. Mă ocup cu faci partea de... Faci proiecte foto-video? Adică pozezi tu? Pozez, sau... da. Am înțeles. Și ai pozat vreodată nud? Da. Ai pozat foarte multe ori. Să cred. Am apărut și în reviste, nu? Poate o să colaborăm pe viitor. Cine știe? Bă, dar ți-e cald rău de tot, nu? Da, e cald. Cine ți-e cald? Ce-ai cea mai groasă de cred că ești tu înfierbântat un pic. Facem? Cred că de la mașina asta, dar... Nu, nu știu. Cât mai facem? Nu știu, cred că 25 de minute, cam așa ceva genul ăsta. Păi da, chiar sunt foarte, foarte curios de un lucru. Eu când eram mic, aveam pe desktop la calculator, știi? Poze cu fete dezbrăcate care stau pe mașini din astea, știi, supercaruri din astea. Da. Și când eram mic, n-aveam bani de o mașină ca asta, înțelegi? Dar acum că am și mi-am cumpărat-o, mai lipsește fata. Și acum dacă tu ne-am întâlnit, de acord să facem un shooting nude pe mașina asta? Da, why not? Sure. Sunt sigură că dacă ai vrea să pozezi nude și să ai un pictorial din ăsta pentru tine, băi, eu am pectorial, dar pictorial de taraj vreau să fac să mor. Ai pectorial? Am pectorial, dar m-am apucat de sală. Înainte aveam 55 de kilograme și acum am aproape de 80. Wow, ok. Și cum mănânci? Mâința cu lingura. Nu prea. Nu mănânci Mac și KFC? Nu prea. Eu mai mănânc KFC în viața mea. De ce? Pentru că am avut o problemă la evacuare. Nu vreau să vorbim despre asta, am nu. Am avut o problemă la evacuare și de atunci nu mai mănânc KFC. Dar cu mașina asta cred că aveți o grămadă de fete. Băi, deci nu ești prima care mă întreabă chestia asta, bine. Toată lumea mă întreabă chestia asta, cu mașina asta. Da, într-adevăr, știi, sunt foarte multe fete care mă vor tocmai datorită mașinii, dar sunt foarte, foarte, foarte selectiv, adică nu hop, top, știi, cine a urcat la mine mașină, gata, bam, bam, e caiepuri, știi? Nu chiar așa, adică...
mișcă cu nimic mașinile. Nu. Nici asta nu te mișcă? Bine, depinde, eu sunt și puțin obsedată de chiloți? De lenjerie intimă. Bă, mai, și mai vara mult... nu par chiloți. Nu, wow, ce tare, ok. Băgat că nu e vară. Da, băgat că nu e vară. Și n-am nici pantaloni, mă curți. Hai că eu mă duc să fac plinul, nu te deranjează, nu? Că no, okay. nu mai avem benzină, stai să oprim și mașina. Au, au. Hai că mă întorc motorul repede. Gen, fii atentă, am dat comandă de la Uber și a venit un Uber cu o mașină, un Audi, nu știu ce Audi, foarte drăguț, gen mișto, și cu un puș de 20 de ani care e super drăguț și cântă, poți să-l cauți, ia caută-l repede, nu știu cum îl cheamă, Pecan. Ideea e că... Tocmai mi-am dat seama că sunt foarte inteligentă pentru că are și o cameră aici, ce fix care mă vede și... Bă, hai că vorbim. Gata! Și tu poți să vezi ce filmează camera asta, gen poți să dai... A, nu, se șterge la o anumită perioadă, e gen... De ce aici mă să răspunzi? Cât timp am plecat, ai făcut ceva în mașină, sper că nu ți-ai făcut vreo poză în neodă în mașină. Nu. Știu dacă... Aoleu! Cred că ne-am apropiat un pic amul, nu? Da. Îți place să cânti? La cea târnă! Îmi place să cânt, dar din păcate nu am voce. Ca aproape am ajuns și noi. Cred că aș putea să schimb comanda, să mă duc înapoi până acasă. Păi sper că ți-a plăcut cursa, a fost prima mea cursă, să-mi dai și mie acolo 5 stele puternice. Îți dau, chiar mi-a plăcut foarte tare și ce să zic, îți urez succes. Și ia zi, ne mai vedem? Acum urmează invitația în oraș? Nu acum, aștept pe viitor, gen. Adică tot tu aștepți să te invit eu? Da, dar nu acum, fă-mi surpriză, te rog, îmi plac surpriză. Ok. Ok? Minunat. Dar înainte să pleci, vreau să zic ceva. Vreau să spun că m-am simțit foarte, foarte, foarte bine și că ai fost filmată și e pe vlog. Eu sunt și vlogger pe lângă artist. Da, a fost Caterinca rău de tot, se poate exagera, mie chiar mi-a plăcut rău de tot. Deci camera pentru vlog e? Deci camera nu era pentru safety, era pentru vlog efectiv. Și nu o ții și pentru safety? Nu, pentru că asta nici măcar nu-i mașina. Oh my god, no! Ai fost precuită. Te pun, mi-a făcut plăcere. Și mie. Și să ai o seară faină rău de tot. Mulțumesc. Și aștept invitația. Și eu aștept, să știi. Da. Te pup. Am decapotat din nou mașina, chiar dacă e noapte și e frig, în mașină e foarte cald și e super tare. Bă, deci mașina asta de la LA, doamne, fraților, băi, vă repet încă o dată, dacă vreți și voi să simțiți ceva ce n-ați simțit în viețișoara voastră, pentru 24 de ore, 48 de ore, o săptămână, o lună, contactați urgent pe băieții de la LA pentru că sunt minunați. În acest moment așteptăm cursa de Uber cu a doua... Da. Păi asta e loganul meu. Logan galben. Am avut loganul, s-a stricat și a trebuit să iau pe asta. Asta e mașina mea personală, okay. Dar urcă, stai liniștit că nu e niciun fel de problemă. Urcă. Bună. Îmi pare rău că n-am locuri în spate, dar cred că e mai mișto așa. Vrei să capotezi mașina? Ți se pare frig? Nu, e chiar ok. Dacă se pare frig, să-mi zici ca să o capotezi. Uh-huh. Avem cum să ieșim pe acolo? Da, cu mașina asta orice e posibil. Își ia zborul, nu? Da. Câți ani ai? Eu? Da. 25. Și stai în București? Acum am mutat. Te-ai mutat în București? Mhm. Mamă, ce tare. Da. Caterinca, cu ce te ocupi? Medicină? Da. Băi, s-ar putea să te supraviviezi, dar nu arăți a medicină. Nu, mi s-a mai spus. Cum ar fi să te îmbolnăvești, să dai așa de o doamnă doctor? Te îmbolnăvești mai grav. Exact, să moară relaxat, te îmbolnăvești mai grav, da. Așa să mergi în București. Așa? Cum ești cu băieții? Să dau băieții la tine? Să trebuie bună carisma. Carisma? Ești un suflet mare. Da, asta dacă ești fată, îți trebuie un suflet mare, nu? Da. Tu ce considerai un suflet mare? Eu consider că da. Dacă ai suflet mare. Da,
da. Dacă ai să bagi toată iubirea, nu? Oricât de mare ar fi iubirea. Oricât de mare. Ce ăsta de are atâția bani? Uite, uite un, lucru la tine care mi-a plăcut a fost că nu ai întrebat: bă, dar tu de unde ai avut bani să cumperi mașina asta, știi? Ce mai contează? Mașina să ai? Mașina să ai? Și-a cu viteză. Și cum îți place la București? Îți plac cluburile? Viața de noapte e altceva. Îți place viața de noapte? Poți să spun o întrebare? Da. Dacă nu sunt prea indiscret, bine, răspuns, dar dacă vrei. Da. Ai silicoane? Nu, sunt naturale. Nu pot să cred. Mm-hmm. Hai să ajuns dacă o capotezi, nu? Mie să nu ne, mie să nu ne tragă curentul unul de alta, dar... Și acum la spate. Ha. Ce-i nasolul în mașina asta e când n-ai loc să... Da. E când n-ai loc să... Să depozite pe bagaj. Asta n-ai loc. Știi să faci operații din astea plastice de nas? Că eu am nevoie de... Ai nevoie? Să-mi nasul, da. Poți să-l spar cu ciocan dacă vrei. Nu, dar mai fost în operații, da. Le-ai cu ciocanul cu alea. Asculti muzica? Hai să ascultăm o piesă. Ce muzică asculti? Orice. Ce muzică asculti? Ceva dance, așa. Vrei să-ți bag o piesă de-a mea? Eu cânt. Cânti? Da, vrei să-ți bag o piesă de-a mea? Da. Păi tu faci Uber și cânti? Da, și cânti. Păi de acolo ai luat tu mașina asta, acum are logică. Păi da, nu m-ai întrebat cu ce deci mă ocup. Deci tu nu faci Only. Ai crezut că fac OnlyFans? Și că de pe pisăza, ca pe Macarena, ca pe Macarena, ca pe Macarena. Afară, nu? Da. Nu știu. Fric și la București, nu credeam. Nu credeai? Nu, de mereu ce? E mai cald de aici. E mai frig la Cluj? Da. Da. A, deci chiar nu să întreb. Ce? Să te întreb. Dacă pot. Ce cu camera? A, camera e gen... Eu fac Uber, știi, și că mașina asta fiind scumpă, mie să nu urce cineva la mine să mi facă rău sau ceva, și e pentru siguranța mea. Ok. E safe, știi ce zic. Eu vreau să fiu sincer cu tine, da. Eu am fac Uber doar ca să cunosc persoane noi. Da? Da. Și sincer, când găsesc băieți, eu refuz cursele de Uber. Că mai găsești o fată, îi mai iei numărul de telefon. Mm-hmm. Nu cred că același lucru o să faci cu mine, nu? Nu. Deci nu-mi cer numărul, nu? Păi nu, că l-am deja. Din aplicație. A, chiar. Tu nu l-ai pe al meu, dar eu l-am pe al tău. Deci poți să-mi scrii oricând, practic. Practic, da. A, și presupun că nu o să-mi scrii. Păi n-ai spus că ai iubit? Am zis. Eu sunt genul de om care, de exemplu, când dacă o fata are iubit sau așa, nu... Nu, nu te dai la ea. Nu, nu, niciun caz, nu. Mm-hmm. Nu, nu, pentru că nu mi se pare normal. Foarte și firesc, bine. Știi ce zic? Mm-hmm. Da. Dar știi că nu ești singurul care m-a întrebat de sâni. Nu? Nu, nu. Da, se întâmplă să te întrebe lumea, nu? Da. Bă, când e un lucru mai altfel la un om, să știi că, na. Da, să știi că mă doare spatele rău. Te doare spatele de asta? Mm-hmm. Dar câte kilograme au? E cântărit? Da, destule. Poți să mori, Jacksona. Poți să spargi pe beni? Cu ieri? Să unul pepnilor. Ok. Aaaa! Oh my God! Cum ar fi să spun Maria, în acest moment, că te-am mințit tot timpul ăsta? Adică? Dar ai zis că ai încredere, nu? Așa am zis inițial. N-ar fi să te miști să spun că mașina asta nu e a mea. Că asta a fost o cursă de Uber adevărată, dar totul a fost înregistrat și camera asta nu e pentru safety. Camera asta a filmat un super mega vlog, că eu sunt și YouTuber. Oh, dar chiar că bine are pe cameră. Arăți bine pe cameră, nu? Mă bucur că ne-am cunoscut. De ce vorbești cu camera și cu mine acum? A trebuit să nu spun că... Dacă văd camera, nici nu știu cu cine să vorbesc. Vezi că e fake. Păi
fake Uber, da. Da. Te pup.